Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod, o nouă serie, mai bine zis, și anume Roulette of Legends, așa m-am gândit să-i pun numele acestei serii, pentru că în ce constă, ei bine, am găsit site-ul ăsta, care practic ce face, îți dă chestii random legate de LOL, adică asta face, da, site-ul, că pe site sunt mai multe chestii random, cât de random, pic random. Dar dacă dăm pe random team, Jax, îl am pe Jax, numai bine, zice top lane AD fighter, vom juca cu Jax pe top folosind build-ul ăsta. Iar acum vom alege, de fapt vom încerca să facem niște rune random. Avem aici roata norocului și dăm să vedem ce pică. Deci prima dată vom folosi Domination și a doua oară pentru runele secundare tot Domination a picat, nu se poate altceva. Iară Domination, nu. Sorcery. Bun. Avem aici runele mari setate. Keystone-urile, parcă le zicea. Deci Hail of Blade prima dată. De fapt, stai, nu știu ce am dat de două ori. Următoarele rune. Avem runele mici. Prima coloană Sudden Impact. Bun, chiar merge Sudden Impact pe Jax. Avem și următorul set de rune. Gosporo. Not the best choice, but fine. Și ultimul de aici. Avem și ultimul set de rune. Ravenous Hunter. Bun. O alegere foarte bună. Și acum, pentru cele din Sorcery, așa, avem și ultimele rune, aici dăm de două ori, ca să le alegem pe amândouă, nu le fai în gor prima dată, apoi Celerity. Ok, au picat niște chestii destul de bunicele, deci asta este pagina de rune, aici bănuiesc că, da, attack speed, da, cred că sunt bune astea, îi dăm save și mergem la meci. De obicei joc la draft când fac acest challenge, dar de data asta am zis să încerc la blind, poate am șanse mai mari să prind topul și pe Jax. Ne-a găsit și match, ne pregătim de spamat. Come on. Every time, man, every time. Come on, come on, come on, come on. Top is mine. Cu întârziere și-am prins Jax. Într-adevăr, let's do this. No skin. Stealth waiver, 10 lei. Wow. Blitz. Capral. Weeb party here, boys, don't judge me. Și am intrat în match. Haideți să vedem ce putem face cu build-ul ăsta, cu itemele astea. O să, cu ce să începe pe Jax, cu W-ul, cred că. I'm not a Jax player, sorry guys, bear with me. Deci începem cu Mamortus, primul item. Vrea assist, bine.
Și băieți, dacă vreți să încercați și voi acest challenge, o să vă las cele două linkuri în descriere, de la ruletă și de la ăla de random select, random pick. Dar v-aș recomanda să jucați cu cel puțin alți doi prieteni, pentru că eu mie de fiecare dată când mi-e frică de report, să nu-mi iau report că trolez când fac challenge-ul ăsta. Deci dacă ați fi pre-made cu cel puțin doi prieteni, să zicem, sau full pre-made 5, cu atât mai bine, și să faceți tot challenge-ul ăsta, ar fi Caterin, că credeți, am încercat, vă zic din propria experiență, e super fun, dar într-adevăr e riscant. No, ce face Rengar? Nu mai vine. I ward blue. Acum vine. O, Doamne. Deci să vedem ce putem face. Mi-e frică de Darius, sincer. Hai, Rengar, dă-i. Ăsta are și Chroma. E main convins. Am uitat să mă uit ce de asta mastery points are. Hai că am început bine. Mastery level whatever. Oricum, când o să mă moare, o să se flexeze cu el. Lol, am dat pe el din greșeală. Are ignite? Păi de acum. Acum a dat un ignite și m-a terminat. N-ai nicio șansă cu Darius. N-ai cum să dai cu campionul ăsta. Hai că am farmat dacă e. Cred că maxez eu, sincer, versus Darius. Nu W-ul. Aha, trade. Bine, și așa, eu la 1 HP, el e full. Nu prea mere cu trade. Wow. Nice champ. Assist plus. Și First Blood. A scăpat de First Blood, bine. Deci m-am mort, dar hai că începem cu buții ca să... Totuși, dar m-am ajutat poțiunile astea, Corrupting Potion, super șmecher. Team, please carry me. Da, e fain, am avut prima dată când am încercat challenge-ul ăsta. Mi-a picat Kindred cu Phase Rush, junglă. Și, drept să vă spun, a funcționat foarte fain. Chiar mi-a plăcut. SS. Probabil s-o fi dus bază. Ba nu, uite-l. No, pe de asta o subtoretă și farmez, că n-am ce să fac. Hai băieți, băgați o muzică, stai, așa. Băutură, băutură și manele. Da, maxăm EU. Boom. Ah! Oh, Silas. Câtă mană consumați? 30 mană? Bă, nu e așa rău. Cred că o să pun puncte alternative, gen în W și E, că nu-mi vine să las W-ul pe din afară. Dar mai întâi maxăm eu, 3 puncte cred că ar trebui să ajungă și încep acum cu W-ul. E, ward. Da.
looking for booty. Oh, nice try, boy. Dacă se coordonau mai bine, mă trăgea ăla cu EU, de fapt sărea pe mine, venea și ăsta cu EU și era gata. Nu știu de ce n-o fura nicio ultă, ba nu, cred că n-avea 6. Nu? Da, are 4. Wow! Și dacă vine la Gang Ranger, cred că face asta double. Do the helicopter thing. Vai de viața mea cât de animalul ăsta. Nici nu mă pot duce bază, dar Ranger ce face? I'm just chilling. Mamă, și trebuie să-mi fac și mamă mortius primul item, că mi-aș fi făcut ceva armură versus ăsta. Rip. Ultima poțiune. Rip. Am crezut că pingurile alea sunt pentru mine, că vine ăsta pe top. Of course. Pe killing spree, dar vine-o pe top. Ah, baca! Armură. Măcar buți se am de armură. Uite, stai, nu zicea și ceva de buți? Ba da, deci Mercury Thread sau Ninja Tabi. Bun, deci am voie. Wow, Rengar pe bune, chiar îl bați? Nu-l bați. Nu-l bați, nu-l bați că... Na, rip. Bă, alte lane-uri, da, rip. Pro farm. Așa e că e la tufă. Am mai văzut eu de-astea, de fapt nu, n-are cum, e bază. Și stăm sub turetă, că n-avem ce să facem. Yay! Blitz mid. Nice play. Please, waste the ignite. Rip. Are double buff. Aoleu, bă! Cât HP o are? Vai, aproape 2000. Eu noroc că mi-am luat Tabi. Hai că acum nu mai face dive. Uhu! Vrut el neapărat hitul ăla. Well, at least that. I mean, we lost anyway. Păi cât e Jax-ul, ce gras e, cu copitele alea. Uhu! Bad idea? Nah. Am crezut că o să mă taxeze mai mult, că am ieșit, ieșit de sub turetă. Oh!
lumea la Damage de la Q. Frumos. Continuăm să maxăm EU. Dacă ar veni Rengar la gank când ești eu pe lane, nu când ești singur, că nu-l face la 1v1. What was that? Vai de mine. Ma, n-are nici ulta. Păi nu. Wow, wait, I go blue. And... Doamne ajută. Ăsta cred că nu-i mai frică nici de turet, așa-i? Rip. Are ward. Oh. M-aș duce pe alt lane, I mean, oh. Da. I should be here. Hey, what? Ai, o dat shutdown-ul ăsta, lol. Dăm tureta? N-avem cum, e full HP tureta! Aoleu, Yumi. Ăsta are overheal. Mai farm. Ho. Dacă ne-am pune toți pe el l-am bate, nu cred. Sincer, nu cred. Tureta asta nu mai are o mână. Rip. Serios, cu preț de atac, adică de atac, trebuia să joace Yasuo cu Conqueror. Serios, dar chiar să bate cu... Ai de viața mea. Teo 0500. Așa băieți că iubiți și voi meciurile astea. Aoleo. Nope. De ce nu-și lua damage? Ah, hai că Riva am dat flash-ul. Nu a mers flash-ul, nu a mers nici ignite, dar bine că nu i-am dat ignite-ul în cazul ăsta. Da, vedeți ce ziceam? The report, we must group and think. We only fed them. Oh, now you say. Da, îmi pare rău, băieți, că primul episod de Roulette of Legends este așa, dar așa o să fie majoritatea, credeți-vă, pentru că nu merge. Cu build-uri de-astea nu merge. Cu rune de-astea nu e ok. Și o să vedeți, doar testați în 80% din cazuri, cel puțin, nu o să funcționeze. Că runele sunt foarte importante pe un campion și da, pur și simplu am venit random cu ideea asta într-o zi și am zis why not. Deci, sorry pentru
contentul ăsta wasted așa. Dar dacă vă place această idee de serie și o susțineți cu un like, mai continuăm și poate ne pică ceva mai bun și câștigăm o dată. Am mai câștigat meciul ăla cu Kindred de atunci, v-am zis, a fost first time când am încercat chestia asta și a fost super fain. Wait, what? Oh my god, la fix! No, ce faci ăsta? E Nian Cat! Hai că ți te văd ce faci. Hai că am jucat dacă e. Nu l-am damage cu eu pe mine, wow. Yes, plus. I don't want this anymore. One more, vai, urăsc când se întâmplă asta. GG. De fapt, BG. Deci îmi pare rău, băieți, că s-a terminat așa, că a fost atât de scurt. Dar bă, am încercat, n-am apucat să fac build-ul, n-am apucat să fac mare lucru, dar ăsta e oarecum... Rengar, hai că tu ai fost băiatul meu miciul ăsta. Ăsta e oarecum farme cu challenge-ul lui, că nu știi niciodată ce se poate întâmpla. V-am zis, în majoritatea cazurilor n-o să iasă frumos, dar există și momente în care iese funny. Hai că am avut 0-5. Hai că... Dar măcar ăștia n-or zis nimic de report and stuff. Deci putem spune că am scăpat cu bine. Totul e bine când se termină cu bine. La asta trebuie să aveți cea mai mare grijă, cu challenge-ul ăsta la reporturi și la ăștia cancer care... Da. Și de asemenea să nu faceți așa ceva în rank, doamne feri. Acum am văzut că aveam 3 electrocuturi în echipă, dar da. Bun, băieți, cam atât a fost. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, dacă vreți să mai continuăm seria asta. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!